Să determinăm x, y, două numere reale, astfel încât x minus 1, y plus 1, 3x plus y și x plus 5y să fie în progresie aritmetică. Lucrurile sunt destul de simple. Trebuie ca fiecare termen ce are doi vecini să fie media aritmetică a vecinilor săi. Termenii cu doi vecini sunt y plus 1 și 3x plus y. Deci y plus 1 trebuie să fie media aritmetică a vecinilor, adică x minus 1 plus 3x plus y, totul supra 2, iar 3x plus y trebuie să fie media aritmetică a vecinilor, adică y plus 1 plus x plus 5y pe 2. Să scriem. 3x plus y este y plus 1 plus x plus 5y, totul supra 2. Obținem că 2y plus 2 este x cu 3x face 4x minus 1 plus y și de 2 ori 3x plus y, adică 6x plus 2y, este x plus 5y plus y face plus 6y plus 1. În prima ecuație îl trecem pe y în partea dreaptă cu semn schimbat și îl aducem pe minus 1 în partea stângă cu semn schimbat și obținem 4x plus y minus y minus 2y vine 4x minus y, e 2 minus minus 1, adică 3. Respectiv, în a doua ecuație, vom aduce x plus 6y în partea stângă cu semn schimbat și rămânem cu 5x minus 4y e 1. Din prima ecuație avem că y este 4x minus 3. Înlocuim în a doua și obținem că 5x minus de 4 ori 4x minus 3 e 1. Așadar, y este 4x minus 3, iar 5x minus 16x înseamnă minus 11x. Minus 4 ori minus 3 face plus 12 e 1. Deci minus 11x e minus 11 și y e 4x minus 3. Aceasta înseamnă că x este 1 și y, 4 ori 1 minus 1, e de asemenea 1. Deci mulțimea soluțiilor este formată din perechea 1, 1. Convenția este să trecem valorile în ordine alfabetică, adică x era 1, y era 1. Necunoscutele se trec în ordine alfabetică. Să facem și o scurtă verificare. Pentru x egal cu y egal cu 1, termenii devin, obținem 1 minus 1, 0, 1 plus 1, 2, 3 ori 1 plus 1, 4 și 1 plus 5 ori 1, 6 și într-adevăr sunt în progresie aritmetică cu rația 2. Destul de simplu. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!